Scriitorul Vladimir Beșleagă s-a format ca personalitate datorită unor lecturi esențiale care i-au consolidat erudiția și înțelepciunea, calități ce îl definesc până la vârsta onorabilă pe care o are. În viața mea atât de, cum se zice, de îndelungată, i-aș spune, că am depășit cel de-al nouălea deceniu, am avut ocazie să văd multe și să cunosc multe. Iar cea mai interesantă perioadă a fost perioada copilăriei și adolescenței. Copilăria și adolescența mea, ca și viața de mai târziu, s-a desfășurat, activat în universul cărților. Cartea pentru mine a fost sursa și universul din care eu am acumulat cunoștință și numai cunoștință, dar și înțelepciune. Vladimir Beșleagă a întâlnit în calea sa oameni valoroși și prieteni devotați, iar mama i-a fost prima sursă de inspirație. Un tânăr sau un bărbat sau un băiat ca mine, când stau să-mi aduc aminte, prima mea dragoste a fost mama mea. Eu am fost îndrăgostit de mama mea. Sigur, platonic, sigur că așa, dar consider că în viața unui om, a unui copil în special, rolul mamei este fundamental. Primele versuri care eu le-am scris în adolescență, la 16 ani, poartă tecetea mamei întâi și pe urma pastelurilor lui Alexandrie. De-a lungul vieții s-a ciocnit cu multe provocări, mai ales în condițiile unui regim dictatorial, despre care a și scris în cartea Jocurile și șocurile tinereții. Am avut mai multe șocuri, adică viața m-a dat de mult pereți, începând de cum am venit în orașul ăsta, Chișinău, care era străin, rusesc, m-au dat cu capul de toți pereții. Și eu când stau și mă gândesc, zic așa, băi, cum de-a rezistat capul meu atâta și n-a crăpat atunci? Am fost expulzat de la doctorantură, am fost expulzat de la redacție Chipăruș la rând, am fost expulzat de la Academie. Și când mă gândesc, cum de-a rezistat capul ăsta? Și mă gândesc, băi, ori peretele a fost moale, prea moale, ori capul a fost prea tare. Și sunt tentat să cred că a fost capul mai tare decât pereții, că pentru că pereții regimului s-au surpat, iar capul meu a rămas întreg. La 93 de ani, maestrul Vladimir Beșleagă are și un sfat pentru cei mai tineri. Cu cât îți alegi calea mai devreme, mai timpuriu, cu atât reușești să te realizezi. Pentru de ce? Pentru că omul se naște cu un anumit program în el. El trebuie să-l cunoască și să-l realizeze. Alegerea căii în viață este cel mai important lucru. Al doilea lucru este să cauți de sănătate. Al treilea lucru este să respecti oamenii și să contactezi cu lumea, pentru că omul singur nu face nimic. Numai împreună cu oamenii. Iar în lumea modernă, este așa, mai ales pentru tineri un sfat, este să înveți cât mai multe limbi. Că așa zice, cu câte limbi cunoști mai multe, cu atâta ești mai multe ori om. Un tânăr să-și intuiască sau să-și descopere vocația în viață. Pentru că cine știe câte zile îi date omului? Și când ajunge la capătul vieții și se uită în urmă și vede, dar ce a fost viața asta? Dar ce rost a avut să trăiesc? Și trebuie să fi făcut ceva, să fi realizat ceva. Depinde în măsura posibilităților și a harului și a datului care le are omul.